Am ascultat două cuvinte din Sfânta Scriptură, prin intermediul cărora poate ne va ajuta Dumnezeu să înțelegem ceva din taina vieții noastre. Existența omului poate fi comparată cu o țarină. O țarină care este adevărată dacă aduce roade. Căci pentru fiecare existență umană vine vremea în această lume, pe de o parte, în cealaltă lume, pe de altă parte, să dăm seama dacă în țarina noastră Dumnezeu și oamenii au găsit roade. Dacă în țarina vieții noastre se găsesc roade, omul are o direcție clară în viață, sufletul plin și foarte multe clipe de bucurie. Dacă în țarina vieții Dumnezeu și oamenii și noi înșine nu găsim roade, aflăm în această situație multă confuzie, lipsă de sens și o tragică tristețe. Uneori viața omului alternează între rod și nerod, pentru că găsim în viață și mult grâu în multe vieți, dar și neghină, spini și pălămidă. Țarina vieții este o realitate complexă, paradoxală, surprinzătoare și tainică. De aceea, Sfântul Pavel, în scrisoarea către Corinteni citită astăzi, îi îndemna pe cei din vremea aceea și ne îndeamnă pe noi, tineri sau mai puțin tineri, patru lucruri. Privegheați, spune Sfântul Pavel în primul rând. În al doilea, stați tari în credință. În al treilea rând, îmbărbătați-vă și întăriți-vă unii pe alții. Și în al patrulea rând, toate ale voastre cu dragoste să le faceți. Dacă am așeza în viața noastră aceste patru cuvinte, câtă seninătate, câtă adâncime și cuprindere ar fi în viața noastră. Privegheați, adică stați de veghe, fiți atenți. De ce? Pentru că sunt atâția dușmani care încearcă să fure comoara din țarina vieții noastre. Sunt atâtea cântece de sirenă, mai ales în viața voastră a tinerilor, care vor unele să vă fure mintea, altele să vă acapareze sufletul, multe să vă cucerească inima. Starea de veghe este necesară pentru ca tezaurul pe care Dumnezeu l-a așezat în noi, adică viața noastră, să nu ne-o fure cineva, că e prea scumpă și cel care o fură își bate joc de ea. În al doilea rând, Sfântul Pavel spune, stați tari în credință. În ce credință? În credința în Iisus Hristos, Dumnezeu, omul. Un mărturisitor din vremea închisorilor comuniste, întrebat de cineva esența credinței, el a răspuns, Hristos. Dar e greu. Și el a răspuns, greu, dar necesar. Absolut necesar pentru viața noastră să avem acest unic reper, Hristos Domnul. De ce? Pentru că El este calea pe care trebuie să mergem, adevărul pe care să-L mărturisim și viața pe care să o trăim. În al doilea rând, pentru că Hristos este pâinea cea spre ființă, apa cea vie și Hristos este sarea care dă gust existenței noastre.
Și mai presus de toate, sau împreună cu acestea, Hristos este pacea lumii, este bucuria inimii noastre, este lumina acestei lumi. În al patrulea rând, în al treilea rând, Sfântul Pavel spune: îmbărbătați-vă și întăriți-vă, adică unii pe alții. Dacă există conștiința apartenenței la biserică, la neam, la familia ta și la un grup creștin de prieteni, multă seninătate apare în viața ta. Pentru că viața este așa de complicată, încât ești aproape în fiecare clipă gata să cazi și ai nevoie de coloane de care să te sprijini și pe care să te sprijini pentru ca să nu cazi. Și aceste coloane sunt biserica, neamul tău, familia ta, cercul tău apropiat de prieteni. Și chiar dacă în cele din urmă cazi, că suntem slabi și cădem, avem lângă noi aceste patru lucruri sfinte care ne ajută să ne ridicăm. Sfântul Pavel amintește ca toate ale voastre cu dragoste să le faceți. De ce? Pentru că prin dragoste rezolvăm trei lucruri. Relația cu Dumnezeu, unde este dragoste, acolo este Dumnezeu. Relația cu aproapele nostru, în dragoste aproapele nostru devine raiul nostru, iar contrariul dragostei, adică ura și cele legate de aceasta, îl transformă pe aproapele nostru în infernul nostru. Și ce dorim? Din această lume și în veșnicie să fim ori în rai prin dragoste, ori în infern prin nedragoste. Și în al treilea rând, tot dragostea rezolvă relația cu noi înșine. Pentru că dacă îl iubim pe Dumnezeu și iubim pe cel de lângă noi, ne cunoaștem pe noi înșine. Și cunoscându-ne pe noi înșine, am rezolvat cea mai mare problemă. Și anume, știm ce este în noi. Și dacă omul știe ce este în sine, a rezolvat în cele din urmă totul. De aceea îl rog pe Dumnezeu să vă dăruiască tuturor, să ne dăruiască tuturor stare de priveghere, precum faimoșii străjeri ai măritului Ștefan cel Mare și Sfânt. Să ne dăruiască Dumnezeu să fim tari în credință, precum au fost sfinții brâncoveni. Să ne dăruiască Dumnezeu în al treilea rând să avem conștiința apartenenței noastre la biserică, la neam, la familia noastră și la comunitatea noastră parohială, precum au făcut-o sfinții închisorilor. Și mai presus de toate, să ne dăruiască Dumnezeu darul dragostei care a fost în Sfânta și Preacurata sa Maică, ca din izvorul tămăduirii, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, să ne adăpăm și noi și bine ne va fi în această viață și cu ajutorul lui Dumnezeu vom dobândi și împărăția cerurilor. Amin.